tot acest calvar, toată această minciună perpetuă, tot acest matrix holografic în care trăim, a început cu 450.000 de ani în urmă, odată cu venirea pe pământ a extratereștilor Anunnaki. Nu doar că au hibridizat rasa umană, nu doar că ne-au blocat 8 dintre cele 12 spirale de ADN cu care am fost înzestrați de către forțele ce guvernează universul, ci ne-au băgat într-o beznă, într-o ceață a necunoașterii, a neputinței, a dependenței față de un sistem creat cu scopul de a ne manipula, de a nu ști faptul că facem parte dintr-o imensă fermă umană. O fermă din care Anunnaki și reptilienii se hrănesc de 450.000 de ani. Cum au reușit acest lucru? Ne-au șters toată istoria, au modificat-o așa cum le-a convenit lor. Au inventat o altă istorie. Au inventat pentru noi banii, religiile, rasele, clasele sociale, regii, împărații, președinții, partidele politice, totul pentru a ne controla, pentru a ne menține într-o sclavie continuă. Ne-au mințit dintotdeauna și această minciună continuă și în ziua de azi, cu ajutorul slugilor lor. Iluminatii, masonii, iezuiții, sioniștii, etc., slugoi hibrizi, reptile satanice, ce au ca scop menținerea umanității într-o beznă continuă. Tribul Dogon din Mali conservă și în ziua de azi legende ce vorbesc despre, cităm, zei ce au venit pe pământ de pe o planetă ce gravitează în jurul stelei Sirius B din constelația Câinele Mare. Atenție! Sirius B nu se vede cu ochiul liber. Această stea a fost descoperită relativ recent cu ajutorul telescoapelor de înaltă performanță. Același trib spune că strămoșilor vedeau inelele lui Saturn și sateliții lui Jupiter. Și aceste legende vin până în prezent de sute de mii de ani din trecut. Totodată, tribul Dogon nu are acces la pagina web a NASA și nici nu a auzit de Wikipedia lui Rockefeller. Primul lucru pe care l-au făcut Anunnaki când au ajuns pe pământ a fost crearea unei imense holograme, a unui mare blue beam ce înconjoară toată planeta. Sunt sute de astronomi ce aduc în discuție faptul că dintre cele peste 150 de miliarde de stele ce ne înconjoară, asta în spațiul considerat apropiat la scară universală, ființa umană poate vedea cu ochiul liber maxim 6.000 de stele. Și asta cu condiția de a te afla într-un loc cu contaminare luminică zero. Până și cerul ni-l ascund pentru a ne rupe legătura cu universul, pentru a ne face să privim doar în jos, să mergem pe stradă cu capetele plecate, ca niște sclavi ce suntem. Ne-au spus
că am ajuns pe lună, și asta de 6 ori. După care, tot ei ne-au spus că acest lucru ar fi de fapt imposibil. În primul rând, că nu am deține tehnologia necesară în făpturirii unei astfel de călătorii prin spațiul cosmic, și în al doilea rând, că nu putem trece de centura de radiații Van Allen. Aha, deci peste 50 de rase extraterestre, conform estimărilor experților, pot veni și pot pleca înspre și dinspre Pământ, trecând prin centura de radiații de câte ori poftesc, fără a păți nimic. Și nu doar extraterestri, ce se presupune că dețin tehnologii mai avansate față de noi, ci și banalele microorganisme ce sunt aduse pe Pământ de către asteroizi și comete, pot trece nevătămate prin acest rahat de centură a lui Van Allen. Să ne intre bine în cap. Omul este cea mai proastă și cea mai slabă ființă din univers, condamnată să trăiască într-un sclavagism etern, iar centura Van Allen este gardul electrificat ce înconjoară ferma pentru ca vitele să nu scape. Pentru că așa vor ei. Când au fost descoperite bilele Otosdal sau sferele lui Klerksdrop, marionetele din știință, prostituatele iluminatilor, au spus că, cităm, aceste sfere sunt un rezultat natural al naturii. Păi, bieți iluminati, aceste bile sau sfere sunt realizate dintr-un aliaj nichel-pirofilită. Natura nu poate produce acest aliaj. Și știți ce vechime au aceste sfere? 2,8 miliarde de ani, adică 2800 de milioane de ani. Și pe noi ne învață la televizor și în școală că acum 2 miliarde 800 de milioane de ani pe Pământ nu avea cum să existe viață, că încă nu apăruse nicio formă de viață. Ne-au mințit că omul a folosit încălțămintea pentru prima dată acum 12.000 de ani. Atunci, de ce William Meister a descoperit în Antelope Springs din Utah, Statele Unite ale Americii, urme ale unei ființe umanoide ce purta pantofi? Aceste urme au o vechime datată științific de aproximativ 500 de milioane de ani. Se întâmpla pe când, pe Pământ, cantitatea de dioxid de carbon era de aproximativ 9.000 de părți per milion, aceasta fiind o expresie a unității de măsură a concentrației, iar acum este de aproximativ 381 de părți per milion. Cine contamina planeta aproximativ de 20 de ori mai mult ca în prezent, cu 500 de milioane de ani în urmă? Și cine purta pantofi pe timpul dinozaurilor? În ținutul Toprakale din Turcia s-a descoperit o sculptură în piatră ce reprezintă o navă spațială. Vechimea acesteia, 3.000 de ani. Bună imaginație mai aveau strămoșii turcilor. Probabil că fumau opium sau marihuana în timp ce sculptau nave spațiale. În Kimberleys, Australia, a fost descoperit într-o peșteră un chip de astronaut ce pare asemăna
izbitor de mult cu sfinții ce apar pictați în biserici, mănăstiri, catedrale, etc. În Nepal a fost descoperită farfuria lui Laldov, artefact pe care sunt pictate imagini cu extratereștri și nave spațiale. Vechime 4.000 de ani. Alții care fumau. Lussac-le-Château, Franța, 1937. Aici au fost descoperite o serie de grafiti în care apar dinozauri alături de bărbați, femei și copii ce poartă îmbrăcăminte asemănătoare celei din ziua de azi. Fuste, pantaloni, încălțăminte și chiar șepci. Vechime 40.000 de ani. Tăblițele Glozel, tot în Franța, asemănătoare celor sumeriene, doar că au o vechime de 15.000 de ani, de 3 ori mai vechi decât cele din Sumeria. Iluminatul Zacharia Sitkin nu s-a sinchisit să le traducă, deoarece acestea vorbesc despre stăpânii săi, Anunnaki. Acámbaro, Mexic. Aici au fost descoperite 32.000 de piese în care apar figurine de oameni vânând și chiar călărind dinozauri. Și nouă ne spun că dinozaurii au dispărut acum 65 de milioane de ani. Iluminatii au zis că ar fi vorba de o fraudă, un fals. Cine ar face o fraudă pictând 32.000 de obiecte? Și toată vina este a nenorociților de conspiraționiști, ăștia care derutează lumea cu minciunile lor.